Uneori, când îmi ridic ochii amețiți din catastifele unde notez socotelile altora și absența propriei mele vieți, simt că mă năpădește, poate cauzată de poziția curbată în care lucrez, o greață fizică care transcende și cifrele și propria-mi dezamăgire. Viața mă dezgustă ca un medicament inutil. Și tocmai atunci văd cât se poate de limpede, cât de ușor mi-ar fi să alung acest plictis dacă aș avea pur și simplu forța să o doresc realmente. Existăm prin acțiune, deci grație voinței. Pe aceea dintre noi care nu știm să vrem, fie că suntem genii sau cerșetori, neputința ne înfrățește. La ce îmi folosește să fiu proclamat geniu dacă devin un simplu ajutor de contabil? Atunci când Cezario Verde i-a specificat medicului său că el nu era domnul Verde, funcționar comercial, ci poetul Cezario Verde, s-a folosit de una dintre acele formule goale care trădează orgoliul inutil și care mirosa vanitate. Bietul de el fusese întotdeauna doar domnul Verde, funcționar comercial. Poetul s-a născut după moartea celuia, fiindcă abia după moartea lui s-a născut aprecierea pentru poet. A acționa, iată adevărata inteligență. Voi fi cel care eu doresc, dar trebuie să vreau să fiu ceea ce voi fi. Reușita constă în a reuși, nu în a ne plasa în condiția de a reuși. Condiții de a fi construit pe el un palat are orice teren întins, dar unde-i palatul dacă nu-l construim? Orgoliul meu lapidat de orbi și deziluzia mea călcată în picioare de cerșetori. Te doresc numai pentru un vis, îi declară femeii iubite în versuri pe care nu îi le expediază, cei care nu îndrăznesc niciodată să spună ceva. Acest te doresc numai pentru un vis e un vers dintr-un vechi poem de-al meu. Îmi amintesc de el surâzând, dar nu comentez nici cel puțin surâsul.